Sunt atât de fericit să continuăm călătoria noastră, și sunt convins că, oricât de mult am călătorit cu Domnul pe acest pământ, cu Domnul în Suflet, cu Domnul în viață, și noi înșine am fi în Domnul Hristos, acesta e mediul în care a fost creat omul și acolo este El om, când este mediul Lui, a fost creat în Dumnezeu, oricât de mult am trăit această viață. Uh, nu, nu ar fi de ajuns, niciodată n-ar fi mult chiar și de aceea vorbim de termenul acesta viață veșnică. Uh, nu știm ce înseamnă lucrul acesta, dar acesta este simbolul pe care l-a lăsat Dumnezeu cu privire la umblarea cu El pe pământ, se numește viață veșnică. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Iubiții mei, revenind în contextul psalmului 34, la această întrebare tulburătoare, cine este omul acela care dorește viața și care vrea să aibă parte de zile bune acestei versetul 12 din psalmul 34? După ce, noi răspundem afirmativ și am răspuns afirmativ în, 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 în predarea precedentă, se ridică acum o întrebare către sufletul nostru. Vrei să mergi mai departe? Adică tot mai dorești să ai viața veșnică? Tot dorești lucrul acesta? Tot, tot vrei să ai parte de zile bune? Continuăm lucrul acesta? Iată de ce, pentru că, așa cum menționam, există un preț anume pus asupra acestor lucruri. Care nu înseamnă, de fapt, a plăti contravaloare. Acest lucru nu se poate, este prin har, Dar care cere, totuși, din partea noastră uh, un fel de răspuns, un anume răspuns. Ați văzut, mergi la uh, magazin și vrei să cumperi ceva anume. Wow, cât îmi place foarte mult, e frumos. Ăsta este care, care vreau să iau. Da, ăsta vreau să-l iau. Uh, cât costă, vă rog? Bă, oh, când ți-a spus care e prețul, l-ai dat înapoi, nu-ți mai trebuie, e urât, nu mai e frumos, lasă-l acolo. Soția vrea să-mi cumpere un anume costum când am venit noi în America și eu mă uitam la etichetă și uh, mulțeam cu câți lei veneam din România. Și soția spunea, ce zici de asta? Zic e mare, dar mă refeream la etichetă. Atunci căutăm unul care să fie pe măsură. În momentul în care Dumnezeu așează în fața noastră uh, un lucru ca acesta despre care am menționat dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele Lui Iisus ne curățește de orice păcat. Dacă, și la fel este aici, când, cum faci la magazin când îți spune prețul, au, ai plecat, nu mai e bun, nu mai e frumos, e mare, tot la fel ajungem în locul acesta. Iacov și Ioan a, prin a pus-o pe mama lor să intervină așa pe, pe sub masă, cumva, pe dedesubt, pe, pe stânga, la Isus, ca să fie ei doi așezați la dreapta și la stânga lui, când va fi El înălțat în împărăție. El a fost înălțat pe cruce și mă gândesc că dacă aș fi fost în locul acestor doi oameni, mi-aș fi adus aminte de cererea mea. Mă gândesc că m-aș fi pomenit, întrebat în Spiritul meu de Dumnezeu. Mai vrei să fii la dreapta și la stânga, doamne? Cereți și nu știți ce cereți. Aici ne sunt spuse aceste cuvinte. Și când ne-a fost adresată această frumoasă ofertă a lui Dumnezeu, viața din Belșug și zile bune a oferit Dumnezeu, este oferta aceasta? Sigur că răspundem afirmativ până când ne întâlnim cu dacă acesta. Și după ce trecem de versetul 12 când urmează versetul 13, apare deja prima condiție. Care, e, care, este care e prețul sau cât costă aceasta asta? Fereșteți limba de rău. Fereșteți buzele de cuvinte înșelătoare. Adică nu numai de a nu vorbi urât sau destructiv, ci de a nu vorbi neadevărat, de a vorbi ceea ce nu trăiește inima ta, de a mărturisi ceea ce nu ai, nu ești convins, și așa mai departe, Astea sunt cuvinte înșelătoare. De a inspira într-o inimă a cuiva o speranță cu aceste cuvinte, fără să ai de gând vreodată să împlinești această speranță. Dacă într-adevăr, aici, imediat, drumurile se despart. Aici este nu numai dreapta și stânga, așa cum a arătat Domnul nostru Isus Hristos, ci e viață și moarte. Aici drumurile se despart. Dacă într-adevăr, dacă într-adevăr dorești viața, dacă iubești viața, dacă dorești să vezi și să ai parte de zile bune, atunci pereșteți limba de rău. Ace acesta este semnul că într-adevăr dorești. Acum, sigur că am mers la magazin și când ne-a spus prețul nu ne mai trebuie, dar știți de ce nu ne mai trebuie? Pentru că n-am dorit cu toată inima, ci numai așa, în cazul că e un preț cât de cât, dar dacă e prea mult, nu mai întreb, nu doresc așa ceva. N-am spune asta când ar fi vorba de viața copilului nostru. Atâta cost operația sau tratamentul sau acesta. Și noi am avea această posibilitate, dar noi n niciodată n-am venit să... Oh, nu, nu, e prea mult. Aici a fost un caz groaznic în, în America, în momentul în care a fost răpit uh, nepotul unui mare uh, magnat al petrolului, multe miliarde și miliarde. El n-a fost dispus să plătească banii pentru răscumpărarea vieții nepotului lui. Acesta a murit, a fost omorât. Iubiții mei, dacă am avea posibilitatea aceasta și am fi confruntați cu o situație de viață și de moarte, n-am mai stat să gândim asupra prețului. De ce nu mai gândim asupra prețului? Pentru că dorim viața aceasta cu orice preț. Indiferent care este prețul, sunt gata să-l plătesc. Sunt oameni care au venit și au spus: "Vreau această casă și prețul e deschis. Cât îmi ceri, atât dau." Sau vreau acest loc sau așa mai departe. De ce? Pentru că obiectivul era să am acest lucru, acest loc, această casă, această situație, nu dacă va fi te iubesc din suflet și dau luna de pe cer, stelele și de seară vreau să uh, ți fac o vizită în cazul că nu plouă. Păi stai puțin, dar atunci acum dai stelele când pui de ploaie. Ia umbrela dacă zici că totuși. Dar cuvinte, din cuvintele tale uh, vei fi scos fără vină, din cuvintele tale, adică transpare de acolo adevărul despre dorința ta. Tu fie dorești să ai acel lucru și ești gata pentru oricare ar fi, este, e un preț deschis, ori pe unde trece drumul, ori dorește acel lucru dacă sau în cazul că. Astfel că acest cuvânt pe care îl învățăm noi acum este cel din tâi, ferește limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare, cele două despre care am vorbit, este primul lucru în cazul că dau drumul gurii, zice, dai drumul gurii la rău, dau drumul gurii, în cazul că îmi permit să vorbesc de la acesta în bon, sau la mine în familie, sau în discuția cu cineva, niște cuvinte care știu că nu reflectă realitatea din sufletul meu, în cazul că fac aceasta, Spun și arăt că, de fapt, nu doresc viața și nu vreau să văd zile bune. Mi-ar place dacă ar fi cu un preț mai așa, dar dacă e vorba că ăsta este prețul... Nu, țin atât de mult la răutatea vorbelor mele și uh, în atâta de mult am învățat și am devenit dependent de prefăcătoria aceasta, încât aleg prefăcătoria și vorbele rele și las deoparte viața și zilele bune ale lui Dumnezeu, ca și omul care se droghează sau se îmbată alcoolic sau săvârșește anumite păcate în viață de care a ajuns dependent și știe că îl costă viața, dar renunță la viață, însă nu la, la păcatul acesta. Iubiții mei, ai, acesta este drumul și rugăciunea lui David. Psalmul 141, versetul 3. Pune, Doamne, o streajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele. Două. Da, două o streajă care stă pusulița aici înaintea ta și paza care este înăuntru. Streaja, pune o străeje gurimele, pune o înaintea gurimele. Înseamnă paza Duhului Sfânt, de a nu intra în vocabularul meu, pune o străeje gurimele, de a nu intra în vocabularul meu acele vorbe despre care Dumnezeu a spus să nu vorbiți așa ceva cuvinte porcoase, glume proaste. Cu subînțelesuri din acestea desfrânate. Nu există așa ceva. De altfel, tema noastră se numește frânare și desfrânare. Dacă mergeți pe autostrăzile Americii, din loc în loc, în special unde sunt pante din acestea foarte lungi și grele și. Unde este posibil ca o mașină să pierdă frânele, cei care sunt de specialitate, ei știm de, știu despre ce vorbesc, există o rampă cu pietriș, cu nisip, în care un om se aruncă fără frâne și se îngroapă în pietriș și oprește în locul acela. O măsură ca aceasta a luat Bunul Dumnezeu pentru noi. În cazul că simțim că nu putem să înfrânăm cuvintele noastre, pune o streajă gurii mele, pune pază ca să nu iasă din gura mea ce nu trebuie. Dar ar trebui să fie pază înăuntru, adică să nu iasă ce, trebuie, ce nu trebuie, pentru că nu este acolo. Sufletul ne e curat de vorbe din acestea. Mai de, mai de mult a fost așa ceva, când trăiam după mersul lumii acesteia, dar acum, odată ce ne-am dezbrăcat de faptele întunericului, ar trebui să nu avem în vocabular așa ceva. Dar un prieten al meu care și-a pierdut mintea vreo câteva ore, l-am păzit de moarte să nu s-arunce în apă în timpul ăsta. Și el, el sărmanul, a vorbit tot felul de lucruri în asta trei ore. După ce a trecut cele trei ore, mintea a venit la loc și atunci el s-a trezit ca dintr-un coșmar și s-a uitat la mine, dar ce am făcut, ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. I-am spus, i-am mai făcut să plângă am crezut că mintea ta frumoasă e pierdută pe totdeauna și zic, am trecut printr-o situație destul de rea. Și imediat speriat s-a uitat la mine și mi-a spus, am zis ceva cuvinte proaste, urâte în timpul ăsta, că am avut minte așa și i-am spus, nu ai zis, dar întrebarea mea este alta. Aveai așa ceva în depozitul tău și se putea să iasă? Două lucruri a spus David. După cum a spus și Isaia, vezi că am buze necurate, Eu sunt spurcat la gură, adică am posibilitatea să folosesc astfel de vorbe. Dar Biblia spune, pune Doamne, o gurimele, să nu intre în vocabularul meu așa ceva niciodată. Doi, nici atât în inimă. Trei, să nu iasă din gura mea. Așa ceva. Aceasta era condiția despre care vorbea Bunul Dumnezeu când a zis, dacă dorești viața și dacă vrei să ai parte de zile bune, uite, fă lucrul acesta. Ăsta nu e un preț de plătit. Acesta este o expresie a dorinței tale adevărate. Când doctorul îți spune, vrei să fii sănătos? Da? Bun, uite, fii atent. Nu mai fă asta, nu mai fă asta, nu mai fă asta. Trei lucruri. Atenție, fă asta, fă asta și fă cealaltă. Dacă vei merge așa 90 de zile sau 30 de zile, ai restaura sănătatea. Atunci se va vedea dacă într-adevăr tu prețuiești pofta ta mai mult decât sănătatea sau sănătatea mai mult decât pofta. Vom învăța într-o prezentare viitoare lucrul acesta specific. Dar se va vedea adevărul despre dorința ta. Ce dorești tu cu adevărat? La ce ții tu mai mult în viață? Ții la viață? Iubești viața? Vrei să ai parte de zile bune? Sau pofta ochilor, pofta firii pământești, lăudă roșie, a vieții, acestea sunt o prioritate. Dincolo de tot ceea ce avem noi ca organe și fiziologia corpului nostru, există aceste, uh, aceste nevăzute uh, operațiuni în ființa noastră, fără de care n-am exista. Când vorbim de o mașină, uh, spunem că are motorul nu știu cum, că merge cu așa, că prinde viteza așa, că drege așa, nu vorbim nimic despre frâne. Ce ar însemna cea mai de lux și mai nemaipomenită mașină fără frâne? e un pericol, e o nenorocire, te bagă în pușcărie pe viață, ai luat viața cuiva. Chiar am văzut un caz foarte grav, i s-a spus, zice, pentru beat mort la volan și atunci s-a expus la o pedeapsă de 20 de ani datorită crimelor care au fost săvârșite în, în, timpul beției lui. Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl avem în locul acesta ne trezește mintea și sufletul la adevărul despre valorile noastre. Care este adevărul? Chiar dorim lucrul acesta? Și Iacov spune așa, în contextul acestor funcții nevăzute ale ființei noastre, una dintre ele fiind înfrânarea. Frânare sau desfrânare. Nu e simplu ca un om să se pomenească fără frâne la mașină și în plină viteză și între oameni. Nu este simplu. O reacție ca aceasta. Da. Aseara am vorbit cu cineva și ne-a spus, ieri, ieri după, după amiază, ne-a spus, uite, aș, aș fi vrut să zic ceva, dar n-am mai zis. N-am zis niciun cuvânt, am închis sufletul mine. De ce? De ce nu ați zis? De ce noi? Nu. Eu știu cine sunt. Și eu știu că dacă apuc și deschid gura, mă duce unde nu vreau. Și așa mai bine am tăcut și sunt mulțumit până ziua de astăzi că am tăcut, că dacă începeam, nu mă puteam opri. Deci când știi că nu ai frâne, nu mergi cu mașina în așa fel ca să iei viața cuiva și propria ta viață. Mergi cu teribilă de mare atenție, mergi pe margine, mergi foarte încet, folosești niște mijloace până când repar situația. Aceasta este reparabilă atât la lucrurile acestea și cât mai ales la spiritul nostru. Dar acesta este adevărul. Dacă vrei, dacă într-adevăr dorești viață și dacă vrei să vezi zile bune, uite, drumul trece pe aici, așa spune Dumne Bunul Dumnezeu. Mergem în Iacov la capitolul 3 și de aici începând de la versetul 2, Biblia ne spune, toți greșim în multe feluri. Dacă auzi pe cineva care spune că nu are greșeală, nu are păcat, și se dă, eu știu, drept, cinstit, frumos, cu, așa, drept ca folia în sac. Dacă auzi, să știi că aceasta e problema lui, aceasta este păcatul lui, Asta este mai greu și mai rău decât al celui care mărturisește altele. Pentru că Biblia spune și nu știi că de fapt ești sărac, nenorocit, ticălos, ori gol, dar tu te vezi bogat, îmbogățit. Prin însuși faptul acesta, toți greșim în multe feluri. Este, nu este niciunul, spune Biblia, niciunul măcar. Și niciodată n-ar trebui o ființă umană să judece o altă ființă umană sau să condamne o altă ființă umană, pentru că orice ființă este predispusă și este potențial vinovată de, acest, de, același păcat. Tu care te uiți la altul, în tine e mai rău. De ce să scoți bârna de la el când, sau paiul de la el când tu ai o bârnă în ochi? Îți dai seama cu cât mai mult. De asta ai și observat paiul pentru că te deranjează pe tine. Și uh, lucrul ăsta ar trebui să fie un semn de armă. Măi, de ce văd eu greșelile astea în oameni? De ce văd eu paiele astea în că altunii n-ar ști de așa ceva dacă n-ar avea experiență, care ai o bârnă în ochi, spune Domnul. Toți greșim în multe feluri, dar uh, ne dă Iacov cheia către această mare făgăduință, cine vrea, cine dorește viața și vrea să vadă zile bune. Ne dă cheia și spune așa, vrei să ai stăpânire asupra vieții tale, vrei să ai control asupra tuturor lucrurilor, asupra gândurilor tale, asupra uh, glandelor tale, a, asupra manifestărilor tale asupra situației de un fel sau altul, mare succes, mare nenorocire, mare câștig, mare pierdere. Vrei să ai control asupra acestor lucruri? Pe, sigur că da. E, uite, există o cheie centrală. Există un comutator central de unde ai controlul tuturor acestor lucruri. Și el spune așa. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să -și țină în frâu tot trupul. Acolo este cheia. Acolo e comutatorul central. Bine, dar cine este omul care nu greșește în vorbire? Nu? Dacă toți greșim în multe feluri. Pe uite cine este omul care nu greșește în vorbire. Nu eu sau tu, ci omul acela care a vorbit cu Dumnezeu și i-a spus în mod serios, pune o streajă gurimele ca să nu învețe ce nu trebuie, să nu vorbească așa Și pune o pază sufletului meu să nu emit vreodată ceea ce nu trebuie să vadă sau să audă îngerii sau Dumnezeu vreodată. Acesta e omul care nu greșește în vorbire. Prin faptele lui, nu. nu. Pe aceasta nu le are nimeni. Dar prin harul și prezența lui Dumnezeu, Isaia, care este un om murdar la gură, scrie Scriptura în capitolul 6, el a mers a luat un cărbune de pe altar care este Isus și zice, mi-a atins buzele și mi-a spus, nelegiurea este ispășită. A devenit un om cu vorbire sfântă și curată. Nu pentru că s-a dus la vreo școală, deși era dator sau să se înfrâneze în fel și chip, ci pentru că Dumnezeu schimbă natura noastră și gustul nostru. Nu mai simțim plăcere când emitem un cuvânt sau altul. Că dacă asculți înjurăturile, și blestemele, cât de artiști sunt unii oameni în a le compune și a le spune, ești, ești chiar iubit și zici, ăsta este un talent care trebuie aplicat într-o altă zonă, în poetică, în compoziție, în altă parte. Dar a, aici a ales omul să investească așa ceva. Dacă cineva nu greșește în vorbire, e un om de desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Cum te aștepți să controlezi ochii tăi care alunecă așa de ușor dacă tu nu controlezi? cuvintele care le spui. Nu are rost. Vrei să controlezi ochii tăi? Ca ei niciodată, așa cum a spus eu, nu mi-am îndreptat ochii asupra unei persoane cu gânduri murdare. Eu nu mi-am îndreptat ochii la așa ceva. Nu mi-am îndreptat ochii spre vreo idolatrie sau spre ceva de felos Ochii tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul, Doamne. Dăm și mie. asta este tot. aceasta e taina. Dăm și mie acest fel de ochi. Dăm și mie ochii aceștia curați, Doamne. Și nu trebuie decât un cuvânt spus. Și bunul Dumnezeu spune că este apropiat de cel nenorocit, ticălos, orb și gol. Din nou și ia de la mine ochi curați. Eu îți voi da ochi curați. Omul acesta care face lucrul acesta poate să țină în frâu tot trupul, care își controlează cuvintele. E ok acolo. Psihologia are multe studii asupra acestor aspecte. Bine am face dacă le-am explorat, că au fost foarte costisitoare, dar s-a observat efectul controlului, efectul asupra tuturor manifestărilor vieții când un om are controlul asupra cuvintelor pe care le spune. El nu o să aibă momente din acestea de, ah, oh, îl doare inima pentru ce a vorbit despre asta, i-a spus Abigail lui David. Dacă mă asculți și nu răspunzi răului cu rău, lui curău, atunci nu te va dure inima într-o zi. Îți va fi rușine de obrazul tău când vei fi așezat în fața atâtor oameni să vezi acolo în mulțime pe câțiva care se uită la tine. Ăsta e mă, regele ăla care s-a bătut cu nebunul ăla, de ăsta e regele lui Israel, s-a bătut cu Nabala, uh, Nabal, a zis așa, pentru că acest lucru i-a spus Abigail. Biblia este o ofertă și Biblia este preventivă. El a prevenit pe el și a spus, uite, asta urmează. Cuvântul lui Dumnezeu, ne dă nouă această făgăduință mare astăzi și ne spune pe unde se poate ajunge acolo. Acesta este drumul. De pildă, spune Biblia, punem cailor frâul în gură, ați observat că zăbala aceea care este pusă la cai cu căpăstru, eu mă pricep la așa ceva și într-o perioadă împrumutam cai de la ceapeu și mergeam cu prietenul meu, Gheorghe, zile întregi pe cai. Dacă punem cailor frâul în gură, ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Este o, este o ilustrație. Este o ilustrație extrem de puternică. Ați observat, calul, în cea mai mare viteză, când ai tras un pic frâul, a simțit și gata. Când omul își controlează limba, vorbirea, cuvintele pe care le primește sau pe care le emite, în momentul acela are controlul asupra întregii lui ființe. Degeaba ar încerca cu cele mai bune intenții. Să-și țină în stăpânire poftele sau ochii sau gândurile sau toate acelea, în timp ce ar neglija cuvântul. Nu, cuvântul, cuvântul e cel din tine, la început e cuvântul. De aceea spune Biblia aici, uh, uitați-vă cum, cum este calul. Și ne cheamă să trecem de stadiul acesta cu căpăstru sau cu zăbala care ne înfrânăm. Să nu fie nevoie de înfrânare aceasta. Chiar mi-a zis cineva zilele trecute, vă întreb ceva, dar vă rog să mă să răspundeți sincer, zic că o să fac lucrul ăsta fără să pun niciun fel de efort. Nu am de, nici de ascuns, nici de vreun interes, vreo agendă ceva special, așa că nu pun niciun efort. Vă rog, întrebarea care este? Iubiții mei, ilustrația aceasta ne învață pe noi importanța capitală a vorbirii noastre anul acesta probabil că avem multe amintiri în domeniul acesta. Noi știm de câte ori gura ne-a băgat în bucluc prin ce am vorbit noi și sunt oameni care și-au pierdut viața din cauza vorbelor pe care le-au spus sau care au dus la moarte altuia din cauza vorbelor pe care le-au spus. Chiar în, în comuna noastră acolo a bătut cineva sau a bătut între ei, cineva a dat cu furca într-un alt om în plămânii lui și i-a dat cu furca omul a căzut jos, celălalt a fugit și un altul, peste câteva ore, l-a văzut într-o comună vecină, încercând să se ascundă printre oameni înspăimântat acolo și îi spune o minciună. Îi spune, bă, ai omorât omul ăla, bă. știi ce ai făcut, ai omorât omul ăla. Omul nu murise, omul a fost rănit, dar nu murise. acest prezumtiv ucigaș s-a dus s-a spânzurat din minciuna acestui om. Niciodată n-a făcut așa ceva, dacă, dar când, când i-a fost spusă minciunea aceasta. Deci ar trebui înțeleasă importanța și impactul cuvintelor noastre, atât asupra celor care ne ascultă, sau familiei, sau prietenilor, sau lumii din jurul nostru, cât și asupra noastră personal. Nimeni nu poate rămâne neafectat de cuvintele pe care noi le spunem, le emitem, și niciunul care emite cuvintele acestea nu rămâne neafectat pozitiv sau negativ de propriile lui cuvinte. Ele se întorc asupra lor. Spre exemplu, omul care vorbește neadevăruri, pie, pie, ade... el pierde capacitatea de a mai crede. Nimeni nu mai intră în discuție credința la el din moment ce el trăiește în această lume de neadevăr. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, fă lucrul acesta. Ia nu fiți ca un cal sau ca un catâr care trebuie struniți. E, începem cu așa ceva, începem cu, cu frâna, punem frână, dar continuăm și creștem în Hristos unde nu e nevoie de înfrânare aceasta, pentru că nu mai sunt în noi tendințele acestea, pornirile acestea, răbufnirile acestea pe care trebuie să le prevenim, să le frânăm sau să o luăm pe rampa asta, mai bine mă duc pe rampa acolo și mă nec în nisip, în pietri și uh, scap viața. Uh, nu mai e nevoie de așa ceva. Nu e nevoie nici de înfrânare, aceasta este începutul drumului nostru. Dar dacă avem trebuință să ne înfrânăm toată viața, sau dacă pe drumul nostru continuăm să avem nevoie de înfrânare, înseamnă că tendința e acolo. Înseamnă că nu s-a rezolvat problema, am rezolvat simptomele, am luat într-un fel controlul, dar nu a fost eliminată niciodată problema. Duhul lui Dumnezeu dorește să zidească în noi o inimă de așa fel, încât ea să fie liberă de așa ceva, să nu fie nevoie, să nu fie... Iertarea este un lucru dumnezeesc, extraordinar, dar și mai însemnat este să nu fie nevoie de așa ceva. Vindecarea e minunată, dar mai important este să nu fie nevoie de vindecare. Iubiții mei, Iacov ne spune acest lucru și continuă exemplul lui, spunând, uite-te la o corabie cât de mare este și observă ce are o cârmă mică în spate și cârma aceasta duce dita mai monumentul de corabie mai departe. La fel, spune el, este cu controlul cuvintelor noastre. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă pe gură, pune, Doamne, pază gurimele să nu iasă vreun cuvânt stricat. Este acolo, N-ar trebui să fie, nu va mai fi acolo, sigur, nimic rău nu va mai fi acolo. Tu la aceasta lucrezi, știu, știu că la aceasta lucrezi. Dar până voi fi acolo, pune o pază gurimele ca să nu spun, să nu spun vreodată astfel de cuvinte, cu corăbile cât de mari sunt și parcă și sunt măcar că sunt mânate de vânturi puternice. Adică vine o situație care te, te îmbrâncește, te împinge. N-am mai rezistat, am văzut negru în fața ochilor. Măcar că sunt împinse de vânturi mari, în același timp, cârma aceasta mică, vă rog să urmărim o expresie extraordinar de importantă aici. Totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică, și acum subliniați și puneți în carnețel acolo, după gustul cârmaciului. Mm, nu, așa sunt eu, că eu, am, eu vorbesc așa. Băi, frate, tu vrei să... Tu, tu dorești viața. Tu vrei să vezi zile bune, într-adevăr, da. Pune frigurii. Dacă Dumnezeu ți-a dat autoritatea aceasta, v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste năpârci, peste toată puterea diavolului, asta începe întâi cu tine. Când l-a făcut pe om stăpân peste creație, i-am dat toate în stăpânire, l-a făcut întâi și întâi stăpân pe el însuși. Acolo a fost prima stăpânire, că dacă aceasta nu e, degeaba stăpânește cineva lumea și Alexandru Macedon cucerește pământul de bea până când nu se poate opri și a murit la 33 de ani. Primul, primul domeniu al stăpânirii pe care ne-o dă Dumnezeu este propria ființă și în cadrul stăpânirii acesteia primul control este cel asupra cuvintelor. E mai bine să iasă mai puține cuvinte, e mai bine să nu iasă niciun fel de cuvinte, decât să iasă acele cuvinte, om, oh, retrag cuvintele, spune cineva. Serios? Poți să retragi mașina, să zicem, da, e marșarier, dar cuvintele, odată zburate, sunt cu sens unic. Nu le zboară nimeni înapoi, ca și când nu s-au întâmplat vreodată. După gustul termaciului, arată că este în buzunarul nostru cheia. Avem cheia, avem cheia vorbelor noastre avem cheia gândurilor noastre. Avem cheia întregii noastre ființi, dacă ținem seamă de lucrul acesta extrem de important despre care a vorbit Scriptura. Cine își controlează vorbirea, are control asupra întregii vieți a lui. Și trebuie să cerem lucrul acesta de la Dumnezeu. Doamne, sunt un om cu buze necurate, a zis, și a dat seama de situație. În mijlocul unui popor care vorbește la fel, spurcat, cu tot felul de vorbe. Sunt în mijlocul acestor oameni curățește mi Dumnezeule, vorbirea. Scoate din inima mea lucrurile, lucrurile acestea care nu sunt după voia lui Dumnezeu, care nu sunt spre binele meu sau al celui de lângă mine. Și curățește în sufletul și ajută Aceasta a fost rugăciunul, tot așa, în versetul 5. Limba este un mădular mic, dar ce se fălește cu lucruri mari, ce vorbește ea, ce amenință ea, ce cutare. Rabșache vorbea acolo și spunea pe cetă, mâine vă fac praf pe toți, nu vă ajunge praful Samarii să umple mâna oamenilor care sunt cu mine, fiecare ia câte o mână de praf, pulbere praf. Serios, domne, și a doua zi, a treia zi era mort. Limba se fălește cu lucruri mari. Zice, deci Iacov, nu te apuca să te îngânfi acolo că mă duc în cutare oraș, fac așa, drege, așa. Stai smerit și spune, dacă vă voi bunul Dumnezeu. Smerește-te sub mâna lui Dumnezeu. Și să spun de ce. S-ar putea să realizezi ce ai spus, fără să zici dacă o voi Dumnezeu sau nu. Tu nu prea zici așa ceva. E tăria pumnului tău și mușchilor tăi și acolo e totul și mintea ta e care știe. S-ar putea să realizezi același lucru cu un altul care a zis dacă o voi Dumnezeu. Să vezi unde e diferența. Același lucru realizat fără Dumnezeu te va îngânfa și va face din tine un diavol. Vezi, zice, nu e acesta Babilonul care l-am făcut eu? Ce îmi spune de Dumnezeu, frate? Pe când celălalt, același lucru a făcut și el, dar el slăvește pe Dumnezeu. Nu va fi nevoie să treci prin șapte ani de nebunie ca să vii să spui am înțeles că Dumnezeu este autorul tuturor lucrurilor. El este acela care pune pe împărat. Eu nu sunt împărat aici, îi sunt aici fiindcă am fost pus nu avea nicio putere dacă nu ți-ar fi dată, dar nu recunoaște el. Biblia spune, fi zmerit în fața lui Dumnezeu și nu-ți aroga și nu-ți asuma ceea ce se cuvine doar lui Dumnezeu. Vorbește cu smerenie, vorbește cu prudență, vorbește cu atenție, te gândești ce înseamnă cuvântul acesta pentru cel care te ascultă. O, oh, ea, ea, limba e un foc, spune, e, e, e o lume de nelegiuiri. ce poate ea să facă? Ea, e, ea este acela dintre mădulările noastre care întinează toată ființa. În momentul în care un om pierde controlul cuvintelor, a pierdut controlul ființei lui și la urmă se uită la ceea ce a făcut, ca un nebun care a dărâmat casa, a dat foc, a fost beat n știu ce face. Urmăream documentarul acesta cu acest domn care a fost condamnat între 20 și 25 de ani pentru crimele comise beat la volan în trafic cu atâția oameni și cu lumea care a murit, care a suferit din mâna lui. Mă uitam la el când i s-a spus, uite, știi ce s-a întâmplat? Era mașina mașină, nu, nu știe, nu știu, a fost niște, da, nu, știe nimic. Viți Biblia spune că aceasta întinează tot trupul distrugeri teribile. Aprinde roata vieții. Vrei să dorești viața, într-adevăr? Da? Bun. Pune frugurii tale, înghite vorba aceea pe care ai vrut să o zici. Nu o zice. Înghite-o mai departe. Și nu lăsa să fie aprins de focul iene, nici casa ta, nici sufletul tău, nici sufletul aproape lui tău. Zice, când este aprinsă de focul iene, toate fierle au putut fi îmblânzite, dar dar limba, unui, dar limba niciun om nu o poate îmblânzi. Păi frate, dacă nu se poate, atunci ce speranță mai avem? Avem o speranță. Pune, Doamne, o strează, gurii mele, pune o pază cuvintelor mele pe care le spun și nimeni nu va intra și nimeni nu va ieși, ceva care nu este după voia ta. Această... Dar om, niciun om nu poate să facă lucrul acesta de la sine sau prin sine sau prin mijloacele omenești. Dar asta nu înseamnă că lucru care este cu neputință la oameni, nu este cu putință la Dumnezeu. Este cu putință la Dumnezeu. Este cu putință la Dumnezeu. S-a dovedit în aceste cazuri. Un om ca acesta, care era așa de murdar, sunt cu gura necurată, murdară de așa vorbe, care le-am zis, ce curăție, ce frumusețe scrie Isaia 53, cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Uitați-vă la omul care nu a vorbit urât, care a a tăiat, a distrus, a omorât oameni, familii, nenorociri, scrie 1 Corinteni, capitolul 13. Este Pavel, este Saul din Tars. Uitați-vă la aceste exemple vii ca să înțelegem că de fapt ele ne lasă fără niciun fel de scuză. Nu face din temperamentul tot Dumnezeu, tot, pentru că nu este un Dumnezeu. Este un prăpădit, este un rod al păcatului, temperamentul. Noi nu ne mișcăm în funcție de temperamentul nostru. Noi ne mișcăm în funcție de Duhul Sfânt. El este acela care sfințește vorbirea noastră și Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că El are puterea aceasta ca să facă faptele cu blândețea înțelepciunii. Așa scrie versetul 13. Nu are cum să fie o trăită această viață duplicitară. Faptul că ne împiedicăm și cădem în timp ce știm ce ar trebui să facem ne așează în același loc cu David în care a spus împotriva ta, am păcătuit, știu că am păcătuit, deși este clar. Nu am nevoie să-mi predice cineva, nu am nevoie să-mi spună cineva că acest, această vorbă nu trebuia spusă. Și dorința pentru viață și dorința de a vedea zile bune pe care ne-a predat-o Psalmul 34, versetul 12, este mai mare decât impulsul ființei noastre de a trage săgeata unei vorbe în inima a cuiva, de a-i ruina ziua, de a descuraja un copil, de a bat unui un om, de a-i distruge reputația. Dorința noastră pentru viață este atât de înaltă, e dincolo de acestea. Ce cu dorința aceasta pentru viață este reală și autentică? Decât că e posibil să facem din altceva o putere și mai mare în noi. Din răutatea și din înclinația noastră care mușcă cu vorba pe cel de lângă noi. Ei, taie urechea, nu cu sabia lui, pentru că o urechea cu o vorbă. Dar aceasta nu e dorința sufletului nostru, este un corp străin în inima noastră. Nu, nu e drept să spun că e păcatul meu, nu, e păcatul, e al cui l a făcut. Cine a creat păcatul este al lui. Acesta nu e păcatul meu. Pentru mine este un intrus, este un corp străin. De care ființa mea vrea să scape. Și eu cer lui Dumnezeu să mă scape de lucrul acesta. Ce mi-ar folosi dacă aș spune de abia la capăt de drum cât aș dori să fi murit de moartea celor neprihăniți? A spus Balam. Foarte bine, aceasta a fost adevărata dorință. Dumnezeu ți-a spus: Nu merge pe drumul ăsta, a stat în calea ta, a încercat să te oprească de atâtea ori. Tu ai insistat, ai zis că știi mai bine ca Dumnezeu. Și atunci. Tu, tu ai mers pe drumul ăsta care el ți-a spus, nu merge. Vrei să mor de moartea cel neprihănit? Superb. Ai, vrei să ai sfârșitul ca al lor? Nemai pomenit. Dar uite, iată drumul. Oprește-te aici, întoarce. Schimbă direcția aceasta. El a continuat pentru că sufletul era deja ancorat acolo. Iubiții mei, această dorință este reală a oricărei ființe umane. Nu există o alta. Noi suntem copleșiți de patimă și de păcat nu în mod autentic și real, ci printr-o impresie, aș spune, demonică asupra sufletului nostru, care creează plăcere în noi de a face răul, de a te certa, de a spune cuvinte urâte, de a, de a batjocori pe cineva sau de a defăima pe cineva și lasă un fel de plăcere. Asta nu e plăcere. Asta e senzație. Că drogul nu dă o plăcere. Drogul dă o senzație. Și când a trecut senzația aceasta, îți dai seama că în urmă i-a rămas iadul. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu spune, dacă, dacă doriți cu adevărat viața, dacă dorești să ai zile bune, atunci în versetul 14 Iacov spune, dar, haideți să, să luăm lucrurile de la izvor, dacă aveți în inima voastră pismă amară și duh de ceartă, să nu vă lăudați, nu mai încercați să mai a arătați o altă față și să nu mințiți împotriva adevărului. Care e adevărul despre tine? Vrei, farisei, o oh, mari închinători, mari postitori, mari rugăciuni și așa mai departe, iar sufletul mormânt văruit, plin de oasele morților, atâția oameni care, peste care au trecut ei. Iacov spune, dacă, dacă vezi în tine o astfel de viață, dacă în inimă, ai pismă și duh de ceartă în timp ce expui altceva, nu minți împotriva adevărului. Spune lui Dumnezeu această situație. Uite, am un duh pervers care una zic, și știu că nu este așa, dar am spus oamenii, spune lui Dumnezeu acest lucru. El poate vindeca orice fel de stare. Dumnezeu nu ne va întreba de ai fost bolnav de una sau de alta, ne va întreba ai venit la marele medical sufletului să te vindece înțelepciunea asta care este într-un fel înăuntru și altfel afară este pământească, firească și drăcească. Pe când cuvântul lui Dumnezeu la care suntem noi chemați face din ființa noastră un templu al Duhului Sfânt și prin cuvântul dat așa cum s-a prorocit despre Mântuitorul nostru, Duhul Domnului este peste mine, mi-a dat putere să ridic cu cuvântul inima zdrobită, nu să-l dărâm să-l distrug jos. Oamenii vor da să de orice cuvânt. Este ca orice crimă. Ori de-ai fi lovit cu mașina pe cineva, beat la volan, ori de-ai fi pus cuțit un cineva din furie, din mânie, ori de-ai fi omorât cu vorba. Hai să-l omorâm cu vorba. Oamenii vor răspunde în fața justiției lui Dumnezeu. Există o justiție pe care nu trece nici nebucat Nețar, nici Sfântul Petru, nimeni. Ea este justiția adevărată a lui Dumnezeu. Și de aceea Biblia ne spune așa. Uite, înțelepciunea care vine de sus e întâi curată, versetul 17, apoi pașnică, este blândă, este ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părfindire nefățarnică și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Iubiții mei, aceasta este fereastra către viață și către zile bune. Dumnezeu ne învață aceste lucruri înainte să ajungem să gustăm ce amar lucru este să nu le împlinim. De ce trebuie să credem? Ce bun este? Gustați și vedeți ce bun este, Domnul. Gustați și vedeți ce frumos este acest fel de viață. și Aceasta este și rugăciunea noastră, Doamne, să ne ajuți ca vorbirea noastră să fie sfințită. Să ne ajuți ca dorința noastră de viață și de zile bune și frumoase pentru noi și familia noastră să fie mai mare decât impulsul firii noastre pământești sau păcatului din noi. rămână harul tău asupra noastră și îți mulțumim, Doamne, că tu vei face mult mai mult decât cerem sau gândim noi. Fii binecuvântat în veci. Amin.